Uleiul de măsline are în compoziție o serie de acizi grași, omega-6, pe care organismul uman îi absoarbe mai ușor decât grăsimile din uleiul de floarea soarelui, oricele de origine animală. În antichitate, uleiul de măsline era denumit aurul lichid. Calitățile sale sunt recunoscute și astăzi, mai ales că acest tip de ulei acționează împotriva celor mai frecvente boli, diabetul și bolile cardiovasculare. În urma unei investigații a experților francezi s-a constatat că uleiul de măsline consumat cu regularitate reduce cu 41% riscul de infarct miocardic și alte afecțiuni cardiovasculare sau de tipul diabetului zaharat. Este cel mai bogat ulei în grăsimi mononesaturate, de aceea și proprietățile sale benefice pe aparatul cardiovascular. Oamenii știu deja cât este de sănătos uleiul de măsline și chiar dacă este mai scump, îl consumă zilnic grație proprietăților sale. Eu consum, beau dimineața. Cu ce vă ajută? La ce? Nu știu, zice că e bun așa pentru inimă. Îl consider mai sănătos și mai acceptabil organismul. Chiar dacă este mai scump? Chiar. La piatră, la fiere. Pentru fiere cel mai bun. Eu pentru fiere știu, altceva dacă mai fi, dar pentru fiere îl cunosc că e foarte bun. Datorită rezultatelor sale uimitoare la nivelul pielii, uleiul de măsline este și un adevărat elixir pentru frumusețe. Majoritatea produselor cosmetice folosesc extractul de măsline. Pentru știrile RTS, Alexandra Dragolea.